Citim cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 4, versetul 3, parte din acest verset, cea mai mare parte din acest verset este pe anvon sub anul unității, cuvânt care spune: și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin, amin, amin. Vă invităm respectos să vă reașezați. Declarăm încă o dată că Iisus Hristos este Domn. În seara aceasta, în următoarele minute, aș dori ca să poposim la acest subiect. La început de an am intitulat mesajul Drumul spre unitate, Drumul spre unitate sau Calea înspre unitate. Considerând că întotdeauna unitate trebuie mai multă și mai bună, și că întotdeauna trebuie să fim pe acest drum, drum care unește, drum care strânge. În vederea analizei oarecum nu prea profunde a acestui subiect, fiind la început de an și având o privire de ansamblu, aș dori să amintesc doar câteva din pericolele sau piedicile în calea unității. Pe această cale, pe acest drum al unității și al părtășiei și al legăturii frățești, există mai multe pericole. Le amintim câteva. Nu zăbovim prea mult la ele, doar trebuie să le menționez și fiecare dintre noi să fie cu urechile și cu mintea și cu inima deschisă și să vadă dacă se încadrează pe undeva. Consider că întotdeauna cuvântul predicat este cu folos și este pentru cineva care vrea să asculte și să primească. Primul pericol sau prima piedică care ar putea fi în calea unității sunt diferențele între oameni, diferențe de vârstă, diferențe între grupuri. În biserica lui Hristos avem tineri, avem bătrâni, avem adulți, avem copii, avem căsătoriți și necăsătoriți. Avem bărbați, avem femei, avem văduve, avem pensionari, avem muncitori, avem angajați și oameni care angajează. Atâtea categorii, dacă ne uităm în adunare la cei de lângă noi, nu există doi la fel. Fiecare venim din diferite familii, fiecare avem diferit background, fiecare dintre noi are poate o educație diferită, o creștere diferită, obiceiuri diferite, poate chiar gândire din multe puncte de vedere diferită. Aceste diferențe de vârstă și între grupuri pot să strice unitatea. Cineva să spună: tu nu ești din grupul meu. Sau: pe ăsta nu lăsăm că nu-i din grupa noastră sau din gașca noastră. Neamuri, prietenii, cunoștințe, acestea pot să fie piedici în calea unității. Și multe biserici și multe comunități se strică pe aceste considerente. Mai sunt diferențe tot din cauza aceasta sau tot la acest aspect, la modul în care privim o slujbă, o închinare, o participare la casa lui Dumnezeu. Aminteam, cred că și duminica trecută, dar simt că trebuie să spun din nou, și aminteam chiar la început. E foarte important ca toți să avem același punct de vedere când e vorba de slujbele care se petrec și se desfășoară la casa lui Dumnezeu. De exemplu, există o categorie de oameni care niciodată nu participă la ora de rugăciune. Și întrebarea se pune: de ce nu participă cineva, în mod regulat nu participă? Că odată întârzie, că odată nu se simte bine, că odată e obosit. Am înțeles. Dar de ce sunt unii care nu participă niciodată la ora de rugăciune, ci apar doar la ora 10 dimineața la slujbă sau chiar și seara mai târziu? Datorită percepției lor despre rugăciune și despre participarea la casa lui Dumnezeu. În mintea lor, acești oameni nu vin la biserică să se roage.
Nu vin la biserică să se roage. Dacă vii la biserică să te rogi, nu e normal să vii la ora de rugăciune. Dacă vii să te rogi, e normal să vii la ora de rugăciune. Dar nu vii la ora de rugăciune pentru că în mintea ta tu nu vii la biserică să te rogi. Vii la biserică să primești. Vii la biserică să capeți. Vii la biserică să asculți formațiile și Domnul să le binecuvânteze să cânte tot mai frumos, tot mai spiritual și tot mai bine. Și Domnul să le umple de Duhul Sfânt. Vii la biserică să mai asculți un solo și de obicei sunt deosebite, sunt inspirate, slăvit să fie Domnul pentru frați și surori care cu un solo sau cu un grup laudă pe Dumnezeu. Și stai în bancă și primești. A, ce frumos a cântat, mi-a plăcut. A venit altcineva, a cântat frumos. Dacă recită cineva o poezie, frumos. Și apoi asculți o predică sau două predici, sau două jumătăți de predici. Și dacă ți-a plăcut predica, bă, a fost frumos și te duci acasă. Ai venit la biserică așa cum te duci la restaurant. La restaurant te duci, te așezi la masă, trebuie ospătarul să te primească bine și aici la biserică. Doamne ferește, ușierul să nu fie atent, să nu te salute, să nu dea mâna, că ești în stare să nici mai vii la biserică. Ca și cum e sfârșitul lumii. Acum dacă un om nu e cel mai calificat sau nu e cel mai pregătit sau face o greșeală. Sau ar fi vina bisericii pentru că cineva face o greșeală. Mai sunt unii neatenți care își au locul lor în adunare, vine un musafir, se așează pe locul lor și el sosește mai târziu, se uită, mă, cineva mi-a ocupat locul, dar asta nu știe că aici e locul meu. Nu știe că e musafir. Și dacă te așezi lângă el și îl saluți și îi spui, bine ai venit la casa Domnului, mă bucur să te văd, îmi dau seama că ești musafir, Domnul să te binecuvinteze, mi-ai luat locul meu, de obicei eu stau aici, dar să știi că mă bucur că ai venit la casa Domnului și stau aici lângă tine, că nu e important locul, că nu ne scrie numele la niciunul pe bancă sau pe scaun. Dar ca și oameni gândim în felul acesta, să nu vorbim la formații, la formații mai mult, fiecare are locul lui, nu? Și dacă își schimbă cineva locul, trebuie să ceară permisiunea celuilalt. Dar în adunare se poate întâmpla și lucrul ăsta. Ei, dacă nu ești atent și vii și intri în adunare, vezi că cineva chipurile ți-a luat locul, ca și cum, repet, ăla e locul tău și scrie numele acolo și e sculptat undeva cu slove nevăzute, te apropii de el și spui, dă-te mai încolo, ăsta e locul meu. S-ar putea omul ăla să nu mai vină niciodată la biserică. Și s-a pierdut un suflet. Dar, eu spun așa, chiar dacă cineva e neatent, chiar dacă e cineva neatent și face o greșeală de genul acesta, nu-i nici Dumnezeu de vină, nici biserica de vină că un om e neatent. Noi venim la casa Domnului, nu cu toate mofturile noastre, cu toate pretențiile noastre, venim aici, toată lumea să ne trateze frumos, toată lumea să ne zâmbească, nu cumva cineva să ne spună ceva sau să se uite într-un anumit unghi. Avem impresia că venim la restaurant. Și la restaurant, dacă nu ești tratat așa cum ai vrea, nu te mai duci. Te duci la un alt restaurant care are ospătari și welcoming people mult, mult mai bine pregătiți și calificați. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, biserica Domnului și locașul acesta de închinare nu-i restaurant. E locul unde noi venim să ne închinăm și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aici vin și alți oameni. Și oameni de toate felurile. Și nu toți sunt maturi spirituali, nu toți sunt cei mai civilizați, nu toți știu exact cum să se comporte și așa mai departe. Aici venim la casa lui Dumnezeu, avem ocazia să ne rugăm, avem ocazia să cântăm, avem ocazia să-i spunem Domnului durerea sufletului și Domnul din ceruri privește cu bunătate și îndurare înspre noi. Avem ocazia să ne mărturisim păcatul și Dumnezeu în dragostea Lui prin jertfa Domnului Hristos ne spală și ne curățește și ne primește din nou la brațele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. E foarte important să nu fim grupuri și grupuri, să avem conceptul acesta cu privire la biserică. La biserică nu venim care, la restaurant, nu venim doar să primim. La biserică venim să ne închinăm, să ne rugăm, să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să îmbărbătăm pe cineva dacă vedem că
întristat sau necăjit, să ne sprijinim în rugăciune unii pe alții și toți împreună să-L proslăvim pe singurul care merită să fie înălțat și glorificat, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai departe, alte diferențe care sunt piedici pe calea unității, diferențe de limbă, cultură și modă. Noi care suntem români, americani sau american-români, noi zicem, generația mea suntem români care am devenit americani, cetățeni americani, suntem mai mult în America decât am fost în România. Și simțim că suntem acasă, pământește vorbind. Aici e țara noastră, e casa noastră, iubim America, majoritatea dintre noi suntem și patrioți, ținem la America, ne rugăm pentru America, pentru conducerea Americii, mergem la vot, facem gălăgie dacă lucrurile nu ies bine, dar în mod civilizat, nu ca și cum s-a întâmplat acum în ultimile luni. Dumnezeu să aibă milă și de cei care n-au multă minte, că și ăștia trebuie să trăiască cumva și să rămână și să trăim în pace și să-i înțelegem. Cei care ne numesc oameni care urâm, urâtori. Noi suntem urâtori și ei se declară că urăsc. E un oxymoron, spun americani, e un nonsens. Dar asta e lumea în care trăim. Dumnezeu să aibă milă de America, să-i binecuvinteze pe toți. Diferență de limbă și cultură. Am inclus și modă, ca să nu fac un capitol separat pentru modă. Dar noi vorbim mai bine limba română și limba engleză o vorbim cu accent. Și poate mai încălcăm anumite reguli gramaticale, că le încălcăm și la limba română. Asta e necazul nostru. De când am plecat din România, limba română am uitat-o și limba engleză n-am putut să o învățăm ca și cum am fi învățat-o dacă ne-am fi născut aici. Și așa că suntem stângaci uneori și la limba română și la limba engleză. Copiii noștri, tinerii, s-au născut în America, mai vorbesc ei așa și așa românește, așa cum vorbesc unii dintre noi ungurește, mai vorbesc, le mai stâlcesc, mai încearcă, dar se descurcă și ne înțeleg. Îi mai ajutăm cu traducerea, acum mai înțeleg chiar dacă nu 100%, că nici traducătorul nu poate să transmite exact și computerul mai greșește și așa mai departe, dar încercăm diferențe, diferență de limbă. Vorbim două limbi, dar e bine să vorbești două limbi decât niciuna. Ține cont că sunt unii care n-au capacitatea să vorbească nicio limbă bine. Știu 800, 500, 900 de cuvinte și nu pot vorbi. Noi avem harul să vorbim cel puțin două limbi. Alții au învățat și spaniola, campioni, ăștia se descurcă oriunde în lume. Dacă știi spaniolă, engleză și română, oriunde în lume te descurci în afară de China. Dar dacă înveți și chineză și japoneză, te descurci în toată Asia. Mai trebuie hindusă și ești ok. Ăla care învață 7 limbi se descurcă foarte bine. Da, deocamdată pentru lumea civilizată e bine și mulțumitor. Limba română, limba engleză și limba spaniolă. Și Dumnezeu se binecuvânteze pe toți cei care vorbesc cele 3 limbi. Eu mai prind așa din când în când și spaniola și îi invidiez pe cei care se descurcă foarte bine. Aici în Arizona e foarte important. Dar diferența între limbi poate să fie o problemă. În ce limbă să se predice? Evanghelia trebuie predicată în limba în care o înțeleg cei care ascultă. Vi se pare că e corect ceea ce am spus? Nu face sens. Evanghelia trebuie predicată în limba pe care o înțeleg cei care ascultă. Noi ne rugăm pentru tinerii care vorbesc mai puțin limba română să învețe mai mult în limba română și să predice și în engleză, să aibă și ei 100% înțelegere, cei care vor să înțeleagă. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Diferențe de cultură, dar acum e așa un amestec între culturi că sunt puțin diferențe. Dacă mergi în România și toată Europa e un amalgam de culturi. Toate s-au amestecat. Îți dai seama așa după case, după străzi, după îmbrăcămintea de la țară, cam pe unde ești. Dar în rest, toată lumea s-a amestecat așa. Și nu mai știi ce e românesc, ce e italian, ce e francez, ce e englez, ce e american.
Și normal, asta e intenția diavolului, să încurce toate lucrurile, să facă așa un ghiveș mare, să nu mai poți deosebi binele de rău. Și de aceea trăim în lumea cea mai confuză care a existat vreodată, cred că, de la creație și până acum. Diferența de cultură, diferența în gusturi, la modă, și trebuie să vă spun din nou, nu mă pot abține la chestia asta. Și e ok să zâmbiți, dar să încercați să vă pocăiți unii la care vi se potrivește. Că anul ăsta de sărbători nu m-am putut abține să nu-i zic la soție: hai să facem o plimbare la mall, că n-am mai făcut de câțiva ani. Și ne-am luat o oră și ceva și am mers pe la mall. Și am văzut din nou moda asta cu pantalonii rupți. Și cu chestia asta nu mă pot obișnui nicicum. Și cred că niciun om cu minte nu se poate obișnui cu chestia asta. Și vă spun că asta e o spălare de creier. Deci asta e o spălare de creier. Ca să cumperi o pereche de pantaloni rupți cu prețul dublu, cu prețul dublu, și să îmbraci pantalonii ăia rupți, să-i îmbraci și să mergi, permiteți-mi termenul de la sălaj, nialcoș. Nu știu dacă îl înțelegeți. Înțelegeți? Mândru, fudul, încrezut, pe drum. Că ce grozav ești tu! Păi cumpără-i de la Iarsel cu 5 dolari și rupe-i și îmbracă-i și cu 5 dolari ai blugi de 200 de dolari. Dacă zici că ești deștept și tot trebuie să faci lucrul ăsta. Dar dați-mi voie să vă spun, ăsta e brainwash. Că nu face sens absolut deloc. Deci nu se potrivește niciun tipar de când e lumea asta. Că nu cred că există record de când e lumea asta că a fost vreo modă în genul ăsta. Acum moda cu îmbrăcăminte sexy, cu îmbrăcăminte care să atragă bărbații, să atragă femeile și femeile să atragă bărbații. Asta a fost cam de când e lumea. Și înțeleg chestia asta, e ceva în spate. Dar hainele rupte, asta care e chestia? Și am zis așa, dacă mass media și social media poate să-i spele pe oameni pe creier și să-i învețe că e frumos să umble cu hainele rupte pe ei, și unele-s rupte de tot, altele-s rupte numai un pic, altele-s rupte și peticite. Și petecele nu-s puse din același material, e ca să se vadă diferența, vadă că au fost peticite intenționat. Now, dacă social media și mass media și duhul lumii și a modei reușește să convingă milioane de oameni că asta e frumos și că asta e normal și că e bine și că e plăcut, așa, înseamnă că poate să-i spele pe creier cu orice, cu orice. Și nu mă mir de nebuniile care se întâmplă și se petrec în lumea asta. Nu mă mir. I-am mustrat pe tineri la camp și sper că fetele nu s-au supărat. Le-am spus la băieți, dacă vedeți fete care poartă blugi rupți, să nu vă placă de ele. Se spune să schimbe blugi. Și la fete pot să le spun la fel cu privire la băieți, dar băieții mai puțini am văzut. Fetele mai multe. Și păcați că vă stricați banii pe haine care stricate deja. Nu că mă deranjează pe mine, dați-vă banii pe orice. Dar încerc să fac sens, încerc să înțeleg. Și la vârsta la care eu am, cam înțeleg ce se întâmplă. Dar chestia asta nu merge și mă depășește și nu face sens. Și problema pe care o am nu e, repet, nu e cu blugi. Că poți să porți blugi, poți să porți slab, poți să plouă, whatever. E modul în care duhul lumii și acestei mode spală pe creier pe oameni și îi convinge că e bine și e frumos și e cool. Și oriunde te duci, îți sare în ochi chestia asta și nu-ți vine să crezi și gata să te împiedici. Diferență, limbă, cultură, modă, obiceiuri, tradiție, altă piedică. Următoarea, diferențele economice. Oameni mai săraci, mai modești, mai simpli și oameni mai bogați.
În biserică pot să apară conflicte, astea distrug pacea dacă oamenii n-au grijă. Cei săraci, cei mai modești, pot să spună, nu-i fair ăia cu bani să conducă biserica. De ce să fie, numai pentru că au bani să fie în conducerea bisericii? Nu, numai pentru că au bani, nimeni n-are dreptul să fie și n-ar trebui să fie în conducere numai pentru că are bani. Dar așa se vehiculează între cei mai modești, mai simpli, așa discută ei, cumva așa se mângâie ei unii pe alții. Ăia cu bani conduc, n-ai ce să faci, ăia cu bani conduc. Fals. Cei care sunt cu bani spun, nu poți să faci nimic. Ăștia mai simpli, ăștia mai săraci, ei conduc, sunt mai mulți, au mai multe neamuri, mai mulți cunoscuți și ei conduc și n-ai ce să faci. Și tot timpul, în subconștient omului, poate să existe acest duh care strică, care dezbină. Nu trebuie să conducă nici cei care sunt cu bani, nici cei care săraci, ci cei care îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. Indiferent de starea materială, dar să știți că diferența economică, diferența între clase sociale pot să aducă dezbinare și probleme între oameni. Liderii care pot profita de slujba pe care o au și de influența pe care o au ca să dezbine. Găsim în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetele 12 la 15, problema din Corint. Biserica din Corint se dezbinaseră în jurul liderilor. Unii erau cu Apollo, alții erau cu Petru, Chifa, și alții erau cu Pavel. Și Pavel, în loc să îi atragă pe ai lui înspre el și să-i convingă și pe ceilalți să-și lase liderilor să vină după el, el, Pavel, luminat de Duhul lui Dumnezeu, a zis, nu, oameni buni, popor al Domnului, nu noi. Noi suntem slujitori ai Domnului. Noi n-am murit pentru voi, nu noi am plătit prețul. Hristos, Domnul, El e conducătorul bisericii sale. Pe El trebuie să-L urmați. Dar liderii pot să distrugă, pot să dezbine. Normal, uitați-vă în lume, în ultimii 50 de ani. Cum s-au dezbinat biserici? Cum s-au dezbinat, s-au stricat comunități? Lideri care n-au fost mulțumiți cu slujba care au avut-o și au considerat că dacă își iau numărul de oameni pe care pot influența și duc în altă parte, acolo o să fie satisfăcuți, o să fie împliniți și o să ajungă într-o slujbă mai înaltă și așa le va merge mai bine și așa îi va folosi Dumnezeu într-un mod mai măreț și mai înalt. Iubiți frați și surori, liderii trebuie să fie foarte atenți, toți dintre noi. Noi n-avem gruparea noastră în biserică, fraților și frați slujitori și orice lider ați fi în adunare, în adunarea asta sau în orice altă adunare. Noi n-avem oamenii noștri, ăștia sunt oamenii mei, ăsta e echipa mea, ăștia sunt oamenii mei, eu îi păstoresc pe ăștia, ceilalți îi păstoresc pe ceilalți, nu. Hristos Domnul ne are pe noi pe toți, pe noi pe toți. Noi suntem slujitori ai Lui și suntem slujitori ai bisericii Domnului Iisus Hristos. Pentru toți. Fie că uneori trebuie să slujim la cei mai tineri, alteori trebuie să slujim la cei mai în vârstă, alteori mai mult între bărbați, alteori mai mult între surori sau în anumite grupuri, nu-i nicio problemă. Dar noi slujim Domnului Hristos. Și atenție pentru fiecare lider și atenție pentru cei care poate sunt mai slabi sau nevegheatori, care pot să fie influențați. Liderii pot profita de slujba pe care o au ca să dezbine. Am amintit 4 piedici: diferențe de vârstă și alt tip de grupuri, diferențe de limbă, cultură, modă, diferențe economice și lideri. 4 piedici în calea unității. Dar acum aș dori să ne oprim în următoarele minute la numitorii comuni ai unității. Numitorii comuni ai unității. Știți că fracțiile, ca să se poată aduna, trebuie aduse la un numitor comun. Cei care vă mai aduceți aminte un pic de la aritmetică, de la matematică, de la algebră, vă aduceți aminte cu fracțiile. Fracția e ceva mai puțin decât un întreg. 1 pe 3, 7 pe 2, nu-ți dă un număr întreg, rotund, îți dă virgulă ceva. Fracțiile, ca să se unească, să se adune, să fie împreună, să dea un rezultat comun, trebuie aduse la același numitor.
nu se pot aduna altfel. Și mă gândesc că noi fiind fiecare dintre noi o fracție, că nu suntem un tot unitar, fiecare dintre noi fiind o fracție, trebuie să găsim numitorul comun care să ne poată aduna, să ne strângă pe toți. Și primul numitor comun al unității e credința în Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă putem avea Galateni 3 cu 24 la 29 proiectat pe screen, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și mergem mai departe, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Mai departe, nu mai este, deci în credința în Hristos, să dau barierele jos, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici român, nici american, nici mexican, nici englez, nu mai este nici rob, nici slobod, nici employee, nici employer, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus, să vi se fie numele Lui. Credința în Hristos ne aduce la numitorul comun necesar ca să fim una. Un singur domn, o singură credință, un singur botez. Indiferent de modul în care îți desfășori viața și activitatea. Că ești un fermier, că ești un fermier, sau că ești în domeniul de cercetări medicale sau în domeniul medicinii la Boston, Domnul să o binecuvânteze pe sora Felicia și să slujească Domnului acolo, să fie o lumină pentru cei care sunt acolo. Dumnezeu a ales oameni și între avocați și între congressmen și între medici ca să-L reprezinte pe Dumnezeu în domeniul lor. Și dacă de la fermier, de la ala care culege ouăle de la găină, dar acum nu le mai culege nimeni, le culege mașina, că totul e computerizat. Dar de la fermier, de la tâmplar, de la plamă, până la medic, până la politician, la președinte, credința curată în Domnul Hristos ne face una. Și iată că putem să cântăm împreună, putem să ne rugăm împreună și putem să-L glorificăm pe Hristos împreună. Credința în Hristos Domnul ne aduce la acest numitor comun. Apoi, învățătura sau unitatea în învățătură, lucrul ăsta e foarte important. Nu diversitate în învățătură. Unitate în învățătură. Diversitatea e în slujire. Noi suntem toți diferiți în modul în care slujim și în darurile și funcție de abilitățile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Dar în învățătură noi trebuie să fim una. Noi nu suntem fiecare cu învățătura noastră, fiecare cu ideile noastre, cu părerile noastre. Chiar dacă Apostolul Pavel spune filipenilor în Filipeni 3 cu 15, dacă se poate proiecta, că aici se face o greșeală de interpretare. Filipeni 3 cu 15, dacă se poate proiecta. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Aici se include și Apostolul Pavel. Și dacă în vreo privință voi sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina pe voi care sunteți de o altă părere și greșită. Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Mulți folosesc textul acesta și spun: frate, aici suntem diferiți, ne rugăm Dumnezeu să ne lumineze. Nu, unul e greșit, cel puțin, ori sunt amândoi greșiți, ori unul. Amândoi nu pot să aibă dreptate. Adevărul e unul singur. Și Scriptura ne descoperă adevărul. Noi nu trebuie să avem trei seturi de învățături. Noi avem o singură doctrină, un singur tip de învățătură. Și toți ne ajustăm la această învățătură. E adevărat că e așa periculos în vremea în care trăim acum,
pentru că sunt atâția predicatori la TV și pe internet. Mulți care la biserică vin să critique, merg acasă să asculte predicile de pe internet. Și zice că se satură de acolo și învață. Și e ok, e bine, dar mare atenție, mare atenție. Că nu toți cei care predică bine pe internet predică după Scriptură și predică după standardul așezat de Sfântul Pavel și trasat lui Timotei și lui Tit și trasat și nouă. Trebuie să avem mare grijă și mai ales tinerii care au mai mare acces. Există atâtea tipuri de învățături, atâtea cărți. Acum sunt atâtea cărți că dacă citești, nu le poți citi pe toate. Îți trebuie 20 de vieți să le citești pe toate. N-ai nicio șansă. Dacă citești numai 1% din ceea ce iese pe piață și dacă le iai într-un mod non-discriminatoriu, dacă le iai așa la rând, pe când le termin pe toate de citit, nu mai știi ce să crezi. Te-o încurcat și te-o dat peste cap. Că unul spune într-un fel, altul vine și îl contrazice. Celălalt spune într-un fel, ălalalt vine și îl contrazice. Nu mai știi ce să crezi. Unii merg la teologie și se încurcă. În loc să se descurce, se încurcă. Pentru că citesc tot ce e pe piață. Și unul spune într-un fel, altul spune într-altfel. Și-o terminat școala, o terminat teologia și nici nu-i sigur dacă mai există Dumnezeu. Pentru că așa l-a încurcat învățătura. Atenție mare! Hrana noastră spirituală, în primul rând, o luăm din Scriptură în părtășia noastră intimă cu Dumnezeu. Dacă noi citim sincer Scriptura și ne rugăm și stăm înaintea lui Dumnezeu, stăm de vorbă cu Dumnezeu și cerem de la Dumnezeu lumină, El ne călăuzește. Apoi, cumpărăm și citim cărți de la autorii pe care îi cunoaștem și care știu că au doctrina noastră. Că dacă nu, te zăpăcesc de cap. Păi am luat eu o carte în aeroport câțiva ani în urmă, cineva, un căpos, că nu pot să-l numesc altfel, Dumnezeu să aibă milă de el și să-i deschidă ochii, să vadă mântuirea, că dacă nu, ăsta are un loc special în iad. Pentru ăsta e un loc pregătit special în iad. O scris o carte grozavă ca să-i convingă pe oameni că nu există Dumnezeu. Nu mai știu cum îi spune la carte. Bineînțeles că n-aș fi dat banii pe așa ceva. Dar fiind în aeroport, am zis, mă trag aici deoparte în store-ul respectiv, în magazinul respectiv unde se vindea cărțile, iau cartea și încep să citesc. Fraților, și iau cartea și deschid de la început. Zic, mă, să văd ce trece prin cap la un om. Ce minte are omul ăsta și cum încearcă să-i convingă pe oameni că nu există Dumnezeu. Am citit prima pagină, am citit a doua pagină, zic, mă, dar omul ăsta face sens, mă. Mă, dar omul ăsta e deștept, mă. Mă, dar ce bine știe să pună lucrurile. Extraordinar! Zic, dacă ești un om slab, dacă ești un om slab, dacă n-ai rădăcini adânci, dacă n-ai experiență cu Dumnezeu, ăsta te convinge. Ai terminat cartea de citit, mă, ești convins, devii ateu. Am închis cartea, bineînțeles, repet, nu stric banii pe așa ceva, nici pe gratis să mi-o dea, o arunc în foc. Dar am citit un pic să văd ce le trece prin cap. Și m-am speriat. Am zis, nu se merită să-mi dau timpul să citesc mai departe. Că se joacă cu mintea mea. Ai grijă ce citești, nu citi orice. Interesează-te de autor prima dată, nu de titlul cărții. Lasă titlul cărții în pace. Autorul, cine este autorul? Dacă autorul e un om al lui Dumnezeu cu credibilitate, ia-ți timp și citește ce are de spus. Dacă nu, aruncă cartea la gunoi. Noi vrem să promovăm unitate în învățătură. Toți vrem să avem aceeași doctrină. Noi în linii mari numim doctrina penticostală. Așa numim, că suntem biserică penticostală. Și închei cu al treilea numitor comun, deci unitatea învățătură și apoi Duhul Sfânt. Ceea ce ne caracterizează și nu numai. Și căutați să păstrați unirea Duhului. Cuvinte scrise aici. Și căutați să păstrați unirea Duhului. Noi toți suntem botezați de același Duh. Dar suntem botezați într-un mod asemănător. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt
care atunci când botează își manifestă prezența și umplerea prin vorbirea în alte limbi. Așa credem. De ce credem așa? De ce credem așa? Că unii am înțeles că nu-i ceva nou, ne bagiocorezi și na, spun că noi căutăm versete ca să ne acoperim. De ce credem așa? 1. Credem așa pentru că scrie în Biblie, scrie în Sfânta Scriptură. În Faptele Apostolilor așa s-au petrecut lucrurile. Dumnezeu, când a botezat cu Duhul Sfânt, biserica primară, oamenii care au fost botezați au început să vorbească în alte limbi și alții să prorocească. Pentru aceasta zicem slăvit să fie Domnul. E posibil că într-un anumit loc motivul pentru care Duhul s-a manifestat în felul acesta a fost pentru un scop, ca să înțeleagă oamenii care veneau din alte părți ca în ziua de Rusalii, dar în alte ocazii când s-a repetat nu mai era nevoie. Deci scopul n-a fost acesta. Motivul pentru care Dumnezeu a hotărât că atunci când e botezat cineva cu Duhul Sfânt să înceapă să vorbească în alte limbi este ca acesta să devină un semn exterior al prezenței și a puterii lui Dumnezeu. E momentul în care mintea omului nu este stăpână 100% pe ceea ce face și ceea ce vorbește. Chiar dacă este conștient de ce se întâmplă și el poate să oprească, pentru că Duhul nu violează voința omului. Omul este cel care vorbește. Dar pentru momentele respective, omul își dă în primire limba și corzile vocale, le dă în primire Duhului Sfânt și el rostește cuvinte pe care nu le înțelege și nici alții care le aud, posibil că nu le înțeleg. Dar nu-i nicio problemă. Noi în momentele acestea sau acelea ne dăm pe deplin Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este cel care lucrează. Așa am văzut că botează Duhul Sfânt în Scriptură. Apostolul Pavel vorbește despre acest aspect al lucrării în cartea lui în 1 Corinteni și vorbește despre sine însuși, că el vorbește mai mult în altă limbă decât alții sau decât voi toți, folosește expresia, și nu vreau să accentuez prea mult să facem neapărat doctrina botezului cu Duhul Sfânt, dar vreau să amintesc faptul că dacă ești într-o biserică penticostală, accepți o doctrină penticostală. Și în doctrina penticostală noi credem că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și există un semn al botezului cu Duhul Sfânt. Și semnul acesta este vorbirea în alte limbi. Și pentru aceasta îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Așa scrie Biblia și așa am trăit. Așa am experimentat. Asta e experiența vieții noastre. Noi, la rândul nostru, majoritatea dintre noi, sau toți care suntem botezați cu Duhul Sfânt, avem experiența noastră. Ziua în care ne-am rugat, am plâns, am postit, am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a deschis cerul și ne-a umplut inima. Pentru asta zicem slăvit să fie Domnul. Cei care sunt de altă părere, nu pot să spun decât ceea ce a spus Pavel Filipenilor. Dumnezeu vă va lumina. Păi noi n-are ce să ne mai lumineze la punctul acesta de vedere. Că ne-a luminat deja, că ne-a dat din Harul Său și din Duhul Său cel Sfânt. Și binecuvântați sunt toți cei care au fost umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt și încep să trăiască o viață pentru Dumnezeu. Și acum celor care ne contrazic, dacă sunt care ne ascultă, știu că sunt unii care ne ascultă, poate și în adunare și în altă parte. Dintre cei care ne contrazic și ne contrazic folosind unii oameni care vorbesc în alte limbi, dar nu trăiesc o viață curată pentru Dumnezeu, faptul că cineva păcătuiește sau greșește sau cineva e o eroare, ceva s-a întâmplat greșit undeva, asta nu desfințează ceea ce face Dumnezeu. Deci dacă cu cineva nu e ceva în regulă, aia e problema lui, e între el și Dumnezeu. Nu se desfințează o doctrină și o învățătură pentru că cineva, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, e nepocăit. Dumnezeu să dea pocăință fiecăruia.
Și noi nu predicăm într-un botez cu Duhul Sfânt care îi reprezintă ștampila pe pașaport. Asta e garanția că ajungi în cerul și de acum înainte, după mine, potopul, that's it, nu se mai poate întâmpla nimic. N-are importanță ce mai fac, de acum ajung în cer, lupta e câștigată, sunt campion, am primit cununa, sunt pe cel mai înalt munte, de acum înainte nicio grijă. Cei care gândesc așa o să cadă din nou. Și asta e problema. Cei care gândesc așa o să cadă din nou. Dacă Dumnezeu te-a umplut cu Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, rămâi în învățătura Scripturii, rămâi în părtășia frățească, rămâi în rugăciune, rămâi în sfințenie, continuă să slujești Domnului ca să fii o lumină oriunde ești. Dumnezeu să te binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. O rugăciune de mulțumire. Cred că săptămâna asta încă se acceptă să spui anul nou fericit. Anul nou fericit. Încă e anul nou, săptămâna asta. Să mulțumim Domnului pentru anul 2016. Este cineva care are motive să mulțumească Domnului? Am auzit un amin. Domnul să binecuvânteze. Să rugăm pe Dumnezeu pentru anul 2017. Să rugăm pe Dumnezeu, El să binecuvânteze poporul Său cu har, cu unitate, cu părtășie. Să dea Dumnezeu la o parte toate diferențele care sunt între noi. Toate zidurile să le dea Dumnezeu la o parte. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne umple pe toți de putere, de același Duh. De același Duh, de viață în Hristos. Să avem aceeași învățătură, aceeași credință și împreună să slujim lui Dumnezeu ca să fim un exemplu pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu aici în jurul nostru. Și prin noi, Dumnezeu să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și mulți alții să fie binecuvântat prin slujirea acestei biserici. Haideți așa cum stăm să ne rugăm și să mulțumim Domnului.